În perioada 2020-2022, grupul infracțional organizat constituit pe fondul relațiilor de rudenie dintre membrii săi a jefuit zeci de bătrâni americani. În cazul în care persoanele vătămate ripostau, erau deposedate prin violență de valorile deținute. Membrii grupului infracțional organizat au transferat din Statele Unite în România o parte dintre bijuteriile sustrase în valoare de aproximativ 120.000 de dolari. Potrivit anchetatorilor, grupul infracțional a achiziționat și lingouri și monede din aur în valoare de 732.000 de dolari, precum și două autoturisme de lux în valoare de 490.000 de dolari. Mare parte din aurul și bijuteriile aduse în România a fost amanetată la diverse societăți comerciale de profil în vederea obținerii de sume de bani. În plus, în pandemie, persoanele de etnie romă au încasat de la guvernul american ajutoare de șomaj, folosind în acest scop acte false. În prezent, față de doi membri ai grupului, instanțele de judecată din Statele Unite au dispus măsura arestării preventive. Se estimează că prejudiciul provocat de clanul Ghiocel depășește 1,4 milioane de dolari.